Puțini erau cei care sperau ca HCM Râmnic Vâlcea să poată furniza cea mai mare surpriză a campionatului în meciul din sala Traian contra campioanei în titlu a României, HCM Baia Mare. Urăși și eu înfrângerile ca oricare om care este în competiție, dar vis-a-vis de atitudine, angajamentul și responsabilitatea de la meciul cu Brașov, echipa a crescut, s-a bătut. E tot la fel de adevărat că niște greșeli individuale ne-au privat de un rezultat mai bun. Aveam nevoie de un joc bun după înfrângerea dureroasă de la Brașov. Știam cu cine ne întâlnim. Ne bucurăm că a ieșit cât de cât un meci bun. Cred că jucam mult ca să reușim să le batem. Ne bucurăm că am făcut un meci bun, zic eu. Într-adevăr, sunt foarte multe jucătoare noi, cu nume mari, jucătoare foarte bune, de valoare mare. Însă, după cum vedeți dumneavoastră, ușor, ușor trebuie să le angrenăm însă în echipe și probabil va mai trece un puțin timp până vom forma un tot, o echipă. Liga Națională de Handbal Feminin se întrerupe până pe data de 19 octombrie pentru acțiunea echipei naționale a României.